Un grav accident rutier a avut loc ieri seară la intrare în comuna Breznița de Ocol. Trei autoturisme s-au ciocnit violent, iar în urma impactului, două persoane au ajuns la spital. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Ieri seară, în comuna Breznița de Ocol, s-a produs un grav accident rutier, soldat cu victime omenești. Cred la uzina de vagoane, am venit din tunul Severin. La intrare, magherul a semnalizat stânga și n-a acordat prioritate de dreapta la mașina de care venea de către magherul. Eu am avut distanța corespunzătoare și m-a lovit pe partea stângă a șoferului. Viteză de aruncatul la 20 de metri în față. În urma verificărilor efectuate de oamenii legii, s-a stabilit că un tânăr de 18 ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DJ607B, a acroșat un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Breznița de Ocol. În urma impactului, autoturismul condus de șoferul de 21 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 57 de ani din aceeași localitate. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un tânăr de 18 ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce conducea un autoturism pe DJ607B, a acroșat un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani din comuna Breznița Ocol. În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 21 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism condus de un bărbat de 57 de ani din comuna Breznița Ocol. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a două persoane care au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Accidentul rutier a fost urmat de o altercație violentă. Este vorba despre tatăl unuia dintre tinerii șoferi, care după ce a ajuns la fața locului și a auzit cele întâmplate, de teamă să nu își fi pierdut fiul, l-a atacat pe unul dintre șoferii implicați. Eu! Dumneata a făcut treaba asta? Nu! Cine a făcut treaba asta? Băiatul. Care băiat? Băiatul. Care mă băiat? Băiatul care e cu mașina, nu știu unde e. Copilul? Nu. Cum făcu el treaba aia? A virat la... Eu mor copii. Nu eu, domne, bă, nu eu! Mor copii! Nu eu eram în spațiile. După ce ambele părți s-au liniștit, tatăl tânărului șofer și-a cerut scuze pentru reacția avută, iar relația dintre cei prezenți a continuat cu înțelegere. Disperarea și teama împing oamenii să ia adesea o atitudine greșită. Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit negativ. Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a două persoane care au fost transportate la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.